Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit în Parcul Național Triglav să parcurgem un traseu ce ne va duce pe acoperișul Sloveniei, vârful Triglav 2864 metri. După o lungă călătorie ajungem în Camping Kamne, locul unde ne vom instala tabăra. Camping Kamne este un camping popular situat aproape de Parcul Național Triglav, oferind acces ușor către zone montane și atracții naturale, cum ar fi Valea Vatra și alte trasee pitorești din Slovenia. Din Camping Kamne ne vom deplasa cu o mașină până la Aljažev dom, locul de intrare în traseu. Aljažev dom este un refugiu montan bine cunoscut din Valea Vrata, la poalele Triglavului. Monumentul partizanului alpinist din Valea Vrata, cunoscut sub numele de Spomenik Alpinistu, este un omagiu dedicat celor care au luptat în timpul celui de-al doilea război mondial. De la Aljažev dom vom intra pe traseul Čez Prag, un traseu montan popular din Slovenia care face parte din rețeaua de trasee din Parcul Național Triglav. Traseul este considerat de dificultate medie spre greu, fiind potrivit pentru drumeți cu experiență. Traseul oferă privelii spectaculoase asupra versanților stâncoși ai muntelui Triglav și asupra văii. Este o experiență vizuală captivantă, cu peisaje alpine impresionante. Cel mai bun timp pentru a parcurge traseul Čez Prag este vara, când condițiile meteorologice sunt favorabile. Iarna traseul poate deveni periculos din cauza zăpezii și a gheții. Acest traseu este ideal pentru cei care doresc să se bucure de frumusețea naturii și să trăiască aventura unui traseu montan provocator, cu peisaje deosebite și un aer curat de munte. Pe măsură ce urcăm pe traseul Čez Prag, întâlnim zone expuse unde sunt instalate scoabe metalice, asemănătoare unei via ferata. Aceste porțiuni oferă sprijin suplimentar pentru drumeți, asigurându-le siguranța în zonele cu expunere mare. Este important să fii atent și să utilizezi echipamentul de siguranță adecvat, mai ales în condiții de vreme nefavorabilă sau pe teren umed. De asemenea, o bună pregătire fizică și mentală este esențială pentru a parcurge aceste secțiuni dificile, dar care oferă în același timp privelii spectaculoase și o senzație de aventură. Pe traseul Čez Prag este recomandat să ai un kit compus din cască, ham și lonja de via ferata. Triglavski dom este un refugiu montan situat la o altitudine de aproximativ 2515 metri, în apropierea vârfului Triglav. Acest refugiu este un loc important pentru drumeți și alpiniști, oferind adăpost și facilități pentru cei care explorează zona montană. Refugiul a fost construit inițial în 1896 și a fost destinat să ofere adăpost drumeților și alpiniștilor care urcă pe Triglav. Traseul de la Triglavski dom la vârful Triglav este o experiență montană memorabilă, oferind privelii spectaculoase și o provocare considerabilă. În general, durează între o oră jumătate și 3 ore pentru a ajunge la vârf, în funcție de condiția fizică și de experiența drumeților. Traseul este considerat de dificultate medie spre greu, având porțiuni expuse și necesită echipament de siguranță, cum ar fi cască, ham și lonja de via ferata. Casca te va proteja de eventualele căderi de pietre sau de lovituri în cazul în care te împiedici sau cazi. Este esențială pentru prevenirea accidentelor grave în zonele expuse și cu risc de cădere. Un ham bine ajustat îți oferă suport în timpul escaladei și îți permite să te ancorezi corespunzător în zonele mai dificile. Lonja de via ferata te leagă de cablurile de siguranță, permițându-ți să te miști între punctele de ancorare fără a risca să cazi. Există zone unde trebuie să folosești lanțuri și cabluri pentru a te susține, în special în secțiunile mai abrupte. Pe parcursul traseului, drumeții pot admira peisaje alpine impresionante, cu priveliști asupra văii și a masivului Triglav. Este important să ai echipament adecvat și să fii pregătit pentru condiții meteo variabile. Traseul de la Triglavski dom la vârful Triglav oferă o combinație de provocare fizică și recompense vizuale. Este o aventură care atrage iubitorii de natură și drumeții, fiind un obiectiv popular pentru cei care doresc să experimenteze cel mai înalt vârf din Slovenia. Vârful Triglav este cel mai înalt vârf din Slovenia, având o altitudine de 2864 metri. Este situat în Parcul Național Triglav în Alpii Iulieni și este un simbol național, fiind un obiectiv important pentru drumeți și alpiniști. Există mai multe trasee de acces la vârf, fiecare având diferite niveluri de dificultate. Vârful Triglav este un simbol al Sloveniei, fiind reprezentat pe stema națională. Se consideră un loc sacru în cultura slovenă, iar mulți sloveni doresc să urce pe vârf ca parte a tradiției personale sau familiale. Partea de sus a vârfului oferă rute de escaladă pentru cei mai experimentați. Odată ajuns pe vârf, vei fi recompensat cu vederi impresionante asupra Alpilor Iulieni și a regiunii înconjurătoare, ceea ce face ca efortul să merite cu adevărat. După ce am admirat priveliștile uluitoare de la vârf, decidem să ne îndreptăm spre Dom Planica. Ultimele raze de soare dispar, iar întunericul începe să se instaleze. Refugiul Dom Planica este situat la o altitudine de aproximativ 2401 metri, ceea ce îl face unul dintre cele mai înalte refugii montane din Slovenia. După ce ne luăm rămas bun de la Dom Planica, ne îndreptăm spre Zeleno jezero. Este un început bun al traseului, peisajul oferind vederi superbe ale Alpilor Iulieni și a lacurilor din jur. Traseul ne va conduce printr-o zonă stâncoasă, plină de privelii spectaculoase. Începem să coborâm pe poteca marcată care ne va duce printr-o pădure densă. Aventura noastră continuă spre Ukanc, un sat pitoresc situat lângă lacul Bohini, iar de aici mai departe cu un autobuz până la Camping Kamne, locul unde am campat.